dimineața, dragi copii! Mă bucur să fiu din nou cu voi astăzi. Ieri am făcut împreună acest lucru manual. Sper că v-a plăcut! Astăzi este Vinerea Mare, vinerea în care Domnul Iisus a fost dus de către oamenii cei de seamă, de către preoți, de către oamenii care nu îl suportau pe Domnul Iisus și a fost crucificat. Unde? Pe dealul Golgota. A fost pus între doi tâlhari. Măcar că el n-a făcut niciun lucru rău, niciodată n-a gândit, nu a vorbit sau nu a făcut ceva rău. Și el întotdeauna a fost ascultător de părinți, a fost ascultător de Dumnezeu. Și a murit totuși. Oare de ce? E bine, Biblia spune că el a murit pentru ca eu și tu să fim iertați. Pentru că noi, prin puterile noastre, niciodată nu puteam fi iertați dacă Fiul lui Dumnezeu nu venea din cer să se nască ca și un copilaș, să trăiască ca și noi, să crească și apoi să moară pentru ca sângele lui să ne curățească de orice păcat. Haideți să vedem împreună astăzi ce lucru manual o să ne aducă aminte de acest lucru măreț. Să începem! Materiale necesare: o foaie A6, creioane colorate sau carioci, hârtie colorată, foarfecă și lipici. Avem nevoie de o foaie asemănătoare celei de ieri, pe care o să scriem tot așa titlul. Este vineri azi. Scriem vineri. Și apoi avem aici o foaie, pentru că vrem să facem un dial. Am ales o foaie verde. Voi puteți să folosiți carioca, să o desenați sau puteți să o pictați, orice, nu contează. Aici o să scriem Iisus, Împăratul Iudeilor. Să rugați un părinte să vă ajute să scrieți, că trebuie să scrieți mai mic. Continuăm cu crucile celor doi tâlhari, niște cruciulițe mai mici. Spune Biblia că împreună cu Iisus au fost răstigniți și doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga. Unul din ei a zis: Doamne, dacă ești Fiul lui Dumnezeu așa cum pretinzi, dă-te jos de pe cruce și demonstrează că ești Dumnezeu. Dar celălalt i-a zis: nu ți-e teamă de Dumnezeu? El n-a făcut niciun păcat și a fost răstignit fără vină. Dar noi suntem foarte păcătoși, noi ne merităm pe diapsa. Doamne, când vei ajunge în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Iar Domnul Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în cer. Domnul Iisus știa că urma să moară și că după moarte există o altă viață, viața veșnică. Și astfel el a acceptat jertfa Domnului Iisus, pe care el a adus-o pentru întreaga omenire. Nu numai pentru mine, nu numai pentru tine, ci pentru toată lumea care crede în Domnul Iisus, că El e Fiul lui Dumnezeu, care își cere iertare de păcate și care încearcă în fiecare zi să trăiască așa cum îi place Domnul Iisus. Dragii mei, sper că v-a plăcut și astăzi ce am lucrat împreună. Pe mâine!